Câți nu v-ați vândut pentru lucrurile acestea pământești, care vă aduc aminte că toate acestea vor arde? Și cel ce rămâne veșnic este împărăția Hristos, Domnul, fie slăvit numele Lui. Ți-ai dat casa din ceruri, care Domnul s-a dus să o pregătească? Pentru ce? Pentru ce? Imediat la pocăință, fraților. Imediat la pocăință, fraților. Nu-i mai timp de zăbovire. Nu-i mai timp de zăbovire. E vremea trezirii. E vremea trezirii, fraților, surorilor, e vremea trezirii, să fim treji, că vine Domnul. Și nu știi la ce ceas vine și rămâi jos. Credeți că îl cunoaște pe Dumnezeu? Frați și surori, tocmai asta Dumnezeu dorește de la noi, nu o religie. Și Dumnezeu vrea să avem o părtășie cu El. Vrea să trăim în intimitate cu El, să dormim cu El, să ne trezim cu El, să mâncăm cu El, să umblăm cu El. Fie slăvit numele Lui în veci. Și de-abia atunci încep să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar vreau să înțelegi că dacă nu ai o viață rugativă și dacă nu aduci roade vrănice de pocăință, n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu. N-ai cum să-L cunoști, n-ai cum să te apropii de Dumnezeu. Pentru aceasta ne trebuie o viață rugativă și trebuie să ne trudim să aducem roade bune. Doamne, ajută-ne! Dar spune despre un pom, dacă nu este îngrijit corespunzător un număr de ani, poate deveni niște uriași scăpați de sub control, care fac mai multă umbră decât fructe. Deci vreau să înțelegeți că dacă nu suntem îngrijiți și dacă nu vii la biserică și începi să te duci ba într-o altă parte, ba dintr-altă, ba dintr-alta și începi să te adăpi la diferite izvoare, când într-unul, când într-altul și începi să ai o creștere din aia impresia că te dezvolți, dar te dezvolți așa, știi cum, fără control. Și când începi să te dezvolți fără control, ți se pare să crezi că ești un mare uriaș pocăit. Și efectiv, fără niciun fruct. Deci faci, nu faci decât altceva, umbră. Și în umbră nu se dezvoltă nimic. Sub un stejar nu crește nimic. Toți aceia care devin oameni mari și care se cred oameni puternici, oameni care nu au nevoie, n-au niciun fruct în viață. De aceea, copiii n-au de unde să se hrănească în primul rând. Familia n-are de unde să se hrănească, că tu ești un pom prea înalt. Ești un pom care ne-a îngrijit, un pom care te crezi că ești ceva, nu știu cum, și n-ai niciun rod în tine. Pentru aceasta ai nevoie, fii în biserică, fii statornic, fii marțea, fii joia, pentru că Dumnezeu tot ajustează și te sfințește și te curățește și îți face o coroană frumoasă, pentru că toată curățirea și toată sfințirea și tot cuvântul care Dumnezeu îl transmite în tine au un efect, să rodești, aleluia, slăvit să fie Domnul. Și rodul din viața ta, în primul rând, adapă copiii tăi, copiii tăi se hrănesc din tine. Vreau să le spui că indiferent câte predici ai face copiilor tăi, copiii tăi văd în tine un model, copiii tăi nu iau ce le spui, copiii tăi fac ceea ce văd în tine. De aceea vreau să înțelegeți că Dumnezeu, fraților, nu vă certați cu biserica, nu vă certați cu cuvântul Domnului, nu vă certați pe Dumnezeu, nu vă certați. Veniți în casa Domnului, lăsați cuvântul Domnului să vă taie, lăsați cuvântul Domnului să vă curățească, lăsați Dumnezeu să taie toate lăstările de rădăcină, de amărăciune care izvorăsc în viața voastră. Pentru că lăstările acelea de amărăciune care sunt, alea nu fac altceva decât așa cum a fost Esau, care lăstarul acela, zice, nimeni să nu fie ca Esau, curvar sau lumesc, să dea lăstări de amărăciune să vă întristeze pe toți. Și lăstările acelea trebuie stăiate, fiind într-o biserică unde Domnul îți vorbește. Și unde cuvântul Domnului spune că este ca o sabie cu două tăișuri. Și când taie sabia, te doare. E tocmai aici când te doare cuvântul Domnului, nu e cuvântul fratelui, e cuvântul Domnului care taie în tine, că găsește lăstările acelea de amărăciune. Pe moment ți-e dureros, dar îți face bine, că taie din firea ta lucrurile acestea și Dumnezeu lasă o sfințire și o curățire și Duhul Sfânt să lucreze în tine și începi să rodești și să fie o binecuvântare pentru toți cei din jurul tău. Și de aceasta spun, slăvit să fie Dumnezeu! În noi sunt lucruri râte și murdare și pentru aceasta cuvântul Domnului e cel ce sfințește, cuvântul Domnului este cel ce curățește, sapia Duhului trebuie să taie și să sfințească, lăudați să fie Dumnezeu. Pe zi ce începi să-L cunoști pe Dumnezeu, te îndrăgostești tot mai mult de El. Pe zi ce te apropii de Dumnezeu mai mult și când îi vezi frumusețea și vezi lumina, strălucirea, te îndrăgostești tot mai mult de El. Și toate lucrurile din toate obirile și plăcerile care ai avut pălesc în fața frumuseții lui Hristos
și începi să-L iubești pe El cel mai mult, că frumusețea Domnului te compensează, că bunătatea Lui Dumnezeu te acoperă, că fericirea Dumnezeu te inundă, că bucuria Lui Dumnezeu curgă în viața ta. Și pentru aceasta spun, slăvit să fie Dumnezeu! De aceea vreau să înțelegeți că Dumnezeu vrea să-L cunoști, de aceea ți se descoperă mai mult, să te apropii mai mult de El, să-L cunoști mai mult. Și pentru aceasta spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Când începi să rodească dragostea, tu nu mai poți să mai urăști. Oamenii te vorbesc de rău și ții nu-ți pasă. În loc să te enervezi, începi să-i compătimești și să-ți pară rău de ei. Doamne, ai milă de el. Că dacă nu se pocăiește, se duce în iad. Și începi să te rogi pentru el. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Prima roadă a Duhului Sfânt care rodește în viața unui om e dragostea. Deci lenevia și nepăsarea exact te duc la stări de genul acesta, în care să nu mai rodești. Și în momentul când nu mai rodești, sfârșești prin ți se pune foc. De aceea vă îndemn să ne trezim, e vremea trezirii, și să începem o pocăință sfântă, plin de dragoste, plin de râvnă.